Vouă prorocilor vă vorbesc. Și ata se tam și ave vot ca be voftria. Și volta mi ave astăzi te întreb și veltari ave votria be astăzi te chem și veltoria vasria betmatea vin și ne spune că este pentru Domnul să stea deoparte și el hăsrebe voa atrimbe vorestia srin și ne spune că este pentru Domnul să fie gata să fie jertfit ca și un martir pentru mine. Șevo altara bevoa tamria vezoftrin, căci nu toți cei ce strigă în numele meu, nu toți cei ce și-au plecat hainele înaintea mea când fiul meu a intrat în cetatea cea sfântă, au rămas cu mine până la capăt. De aceea îți spun astăzi, că altiare bevose, altoria medvose, raftin, cel ce vrea să fie prorocul meu să vorbească după adevăr, că vei oltaș se rabia vea întria se el te-o zri, ave ca alta zri, cel ce vrea să fie prorocul meu, în el voi pune darul deosebirii duhurilor, și vei oltosria bevoftaria șim, căci poporul meu va rămâne aici, va trece prin cernere, prin zdrobie și prin foc și vii altostrii și în timpul lucrurilor acestora se va închina înaintea falsului Mesia, că vei oltarea bevostrin. Prorocea lui Ilie, eveso altai arin, treziți-vă și vă auzafta rabavia din, mărturisiți adevărul înaintea adunării, că za altar și metota vă se bavin, întoarceți pe poporul meu de la calea lui cea rea și largă, că vei să oltaria bavă că mesrantia vevo, zi alta săia vostrin. Uniți-vă cu slujitorii și vestiți iarăși adevărul cu frică și cu tremur, că veți soltaria mea votrin, căci voi mă chema să vin și voi veni, dar voi veni în sfințenie și cu mare judecată în mijlocul casei mele, taltria bevoa saftrin, iar tu, poporule, sfințește-te și teme-te de Domnul, cauza altalaie amașoseva raftin, căci frica de Domnul înseamnă a te depărta de rău, a te depărta de mândria ce este în inima ta cu care vii înaintea mea, că vei oltăsria pe voștri în bașlia și iată, aceasta este ultimul lucru care îți cer. Când vei striga, strigă, strigă-te de biruință că ai biruit ispita, că ai biruit păcatul și oltarea varaftianin, că l-ai biruit pe cel rău din viața ta, Ozea Faltosim. Când vei striga, strigă-te, strigă, strigă-te de căință prin care te căiești de ceea ce ai greșit. Când îmi vei cânta, cântă cu lacrimi, nu fi un izvor sec și altaria bevofti, o inimă împietrită care a uitat să se apropie de mine. Avei altrașii, întoarce-te la dragostea din tâi, adu-ți aminte cum încântai în timpul tinereții tale, ca ultia bevo saftia și eu straftia, ce cântări din inimă, ce rugăciuni cu căință, ce bucurie că ai biruit și oltarea bevoftri maftara, căci cei ce sunt ai mei se vor lăsa de spus nimicuri, se vor tria maștrie vafta, se vor lăsa de vedenii înșelătoare care vin din mintea lor, că eu zrim bave șostrin și mulți vor spune, eu nu mai pot să cânt Domnului așa, ci vreau să cânt cu curăție și în felul de pe cărarea cea veche. Te vă salt, Ariadin, da, prin Duhul Sfânt îți vorbesc și veltorea farafti, că-și doresc să te ridic pe cei ce trebuie ridicați, pe cei ce se smeresc și doresc să-i dobor pe cei ce s-au înălțat. Amen.